Salutare din nou și bine ne-am regăsit. Astăzi, după cum v-am obișnuit, un nou proiect. Ia să opresc aparatul. Un nou proiect. Mai exact, avem de făcut două balustrăzi în formă de U. Aici avem lateralele la un metru, iar înapoi a mea avem partea frontală cu dimensiuni de 3,30 m pe 1 m înălțime. Aceasta deja am închegat-o, am sudat-o, i-am aplicat aceste ornamente din fier forjat, după cum observați, și bineînțeles o piesă frumoasă în partea din centru, în partea din mijloc. Ca și materiale am folosit această țeavă amprentată. Cel mai bine se observă aici. Deci pentru mâna curentă am folosit țeavă de 4x4, apoi la acest interval aici, următorul, țeavă de 2 și următoarea de 1,5. Mă refer la dimensiunile exterioare ale ei, iar în grosimea în carne este de 2. La fel și în partea de jos. Deci partea de jos, partea de sus de aici, 2, în mijloc, vertical, 1,5 și acestea de 4x4. Mâna curentă plus stâlpișorii, care avem 1, 2, 3, 4. Va ieși foarte interesant. Acum trec să continui cu lateralele. Avem laterale de 1 metru, la fel am tăiat și pregătim pentru sudură. Ne ajutăm, bineînțeles, de aceste vincluri magnetice care ne ține țeava. Ne ține țeava lipită și voi trece ușor, ușor la sudură. Se pare că ne prinde și ploaia. Am să opresc și revenim. În episodul următor, cu piesele gata terminate, vopsite, grunduite și așa mai departe. Până data viitoare, vă salut și numai bine. Țineți aproape.